Al 13-lea, Cartea Apocalipsa, capitolul 3, versetul 7 la versetul 13. După citirea cuvântului lui Dumnezeu, rog pe fratele Nelu Ghita să ne conducă în rugăciune. Îngerului bisericii din Filadelfia scriei: iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale, iată ți-am pus înainte ușă deschise pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere, ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că îți dau din ceea ce sunt în sinagoga satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale, să știe că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele și eu te voi păzi de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cunună. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se coboară din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Haideți să ne rugăm. Amin. Vă rog să ocupați locul. Așa, ușor, ușor, ajungem să terminăm cele 7 biserici din Apocalipsă. Când am încercat să luăm pasajele acestea și să le aprofundăm, temerea la fiecare dintre noi când spunem cuvântul Apocalipsă, ne este greu să zicem că avem o înțelegere suficientă asupra cărții, și așa este. În zilele acestea vedeți prin ziare și pe la televiziune cuvinte de genul acesta: evenimente apocaliptice. Oare evenimentele acestea care le scriu ziariștii și le spun cei de la televiziune sunt chiar evenimente apocaliptice? Pentru că Apocalipsa nu vorbește, traducerea cuvântului Apocalipsa nu înseamnă evenimente de genul acesta, ci traducerea cuvântului Apocalipsa înseamnă ce? Descoperire. Și ne-am uitat în primul capitol, dragii mei, și Apocalipsa ne-a descoperit pe capul bisericii. Ne-am uitat apoi la fiecare biserică în parte și Duhul lui Dumnezeu ne-a descoperit felul în care capul bisericii a vorbit fiecare biserică în parte. Și în această dimineață, prin harul Domnului, ajungem la cea de-a șasea biserică. Dar fie că am avut întrerupere așa, n-am avut continuitate în mesaj, lăsați-mă doar să vă aduc aminte pe scurt fiecare lucru care l-am abordat aici. Spuneam că istoria acestei biserici sau acestor biserici cuprinde începutul bisericii și până la ziua când Domnul Hristos o va ridica la ceruri.
Mulți teologi împart secțional sau secvențial pe ani istoria bisericii Efes, Smirda și așa mai departe. Însă cei mai mulți cred că aici evenimentele care sunt spuse în cartea Apocalipsei cuprinde absolut toată istoria de la începutul ei, de la nașterea bisericii și până când Domnul Iisus Hristos o va lua la el acasă. De ce spun lucrul acesta? Pentru că am amintit atunci când am vorbit de biserica din Efes, că în toată perioada aceasta au fost biserici care au avut calități extraordinare ca cea din Efes, dar a avut o problemă majoră. Problema majoră a fost aceea că și-a părăsit dragostea din tâi. Și acum întrebarea mea, dacă asta ar fi fost numai în milenul întâi, ar fi fost bine, dar întrebarea mea, biserici care își părăsesc dragostea din tâi nu există și în milenul 3? Ba da! Sunt multe, dragii mei, care își părăsesc dragostea din tâi, biserici, în milenul 3. Când am vorbit de Smirna, dragii mei, n-am încercat să etichetăm că Smirna e doar perioada persecuțiilor. Ci spuneam de Smirna că toată perioada aceasta bisericii a fost o perioadă tumultoasă, de la începutul ei. Și până în zilele noastre de astăzi, biserica trece în prigoane. Biserica a fost prigonită, creștinii sunt prigoniți. În România, dragii mei, care am trăit în regimul comunist, majoritatea dintre pocăiți am fost prigoniți. Mi-amintesc când am cerut să mi se dea un apartament și aveam tot dreptul să-l iau. Aveam și hani, aveam și de mult în fabrică, aveam tot dreptul să-l iau. Mi s-a spus, tu ești pocăit, tu nu meriți, tu meriți o garsonieră. Și mulți ca mine și mulți ca alții, dragii mei, biserica a fost de-a lungul vremii prigonită. Avem libertatea aici în țara aceasta de a ne manifesta. Dar sunt atâtea biserici în lume în care nu se pot întruni frații, în care cina Domnului se dă nu așa cu fas ca la noi, e un serviciu special. Cina Domnului se dă așa pe rând, vin frații pe furiș, se duc în case și se strecoară să participe la cina lui Dumnezeu, la cina Domnului, din cauza persecuțiilor. Și atâta biserica din Smirna, dacă doriți, e identificată și în zilele noastre de astăzi. Am vorbit apoi de biserica din Pergam. O biserică compromisă. Și am arătat la vremea potrivită unde a stat compromisul. Vreau să vă aduc aminte și să ne rugăm pentru țara românească, dragii mei. Un compromis major care vrea să facă biserica astăzi e să dea mâna cu satul. Uitați-vă, vreau să facă un pact de colaborare biserică-stat. Scriptura nu ne învață lucrul acesta. Biserica e o entitate separată, statul e o entitate separată. Dumnezeu își conduce biserica, dragii mei, Hristos își conduce biserica și împărații vremii își conduc politica și n-au nimica una cu cealaltă. Și compromisul acesta l-am văzut în Pergam, compromisul acesta îl vedem în milenul 3. Ne-am uitat apoi, dragii mei, la o biserică, Tiatira, biserica apostată. O biserică care și-a părăsit credința adevărată. O biserică care a uitat începuturile și pe lângă Scriptură, dragii mei, au pus tradiția. Trebuie să fim foarte lămuriți, nu jignim pe nimeni, dar vreau, frații mei, să ne limpezim bine crezurile noastre. Mereu e propagată următoarea idee astăzi, că toată lumea ajunge în cer pe orice cale merge. Pe orice cale merge. Și dat exemplul acesta, că pe orice cale poți ajunge în vârful muntelui. Este adevărat. Este adevărat că pe orice cale ajunge în vârful muntelui. Asta nu ne spune că pe orice cale ajungem în împărăția lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu, Scriptura ne învață că ajungem doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos și prin mântuirea care ne-o dă El. Punct! Nimic în plus,
nimic în minus. Nici o teologie a vremii, nici o altă carte, dragii mei, nici o tradiție a vremii nu ajută pe oameni să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu. Uitați-vă, dragii mei, că sunt oamenii gata să facă orice. Să meargă kilometri pe jos, să meargă în genunchi, să meargă desculți, să meargă cu pantofi cu cuie în ele, să spună, caut mântuire, dar mântuire nu-i. Pentru că mântuirea numai în Hristos, slăvit să fie El, dragii mei. Biserică apostată. Și ultima dată când am vorbit a fost biserica din Sardes. Biserica care a avut două probleme majore. O problemă că și-a mânjit hainele. Și-a mânjit hainele. Și a doua problemă că a vrut să fie sigur pe lucrurile acestea trecătoare, să sprijine pe lucrurile acestea trecătoare. Și spuneam atunci, bunăstare și mai mult ca atât, poziționare. Nu vreau să revin la ceea ce am predicat de vreo 3 săptămâni în urmă, ci doar am vrut să vă aduc aminte gândurile acestea. Din cele 7 biserici, la 2 biserici, dragii mei, Domnul Iisus Hristos, prin Duhul, vorbește lui Ioan pozitiv. Vorbește bisericii din Smirna și vorbește bisericii la care ne vom uita astăzi, biserica din Filadelfia. Biserica din Filadelfia sau biserica fidelă lui Hristos, care a rămas fidelă față de Domnul Iisus Hristos. Deși au venit persecuțiile, deși au venit învățătorii falși, deși au venit atâtea valuri peste biserică, biserica din Filadelfia a rămas o biserică fidelă Domnului Iisus Hristos. Și ce mă rog, dragii mei, Domnului, ca Domnul să facă biserica din Charlotte o biserică fidelă Domnului Iisus Hristos. Amin, frații mei? Împotriva învățăturilor în care noi stăm aici și degeaba, dragii mei, vrem să le ocolim, sunt în fața ochilor noștri. În fața ochilor noștri. Copiii la școală nu-ți lăsați să se roage, la fabrică nu ești lăsat să te rogi, așa mai departe. Trăim în mijlocul unor frământări din punct de vedere religios. Și Domnul ne cheamă, dragii mei, să fim oameni fideli. Câteva precizări despre biserica din Filadelfia, sau mai întâi despre felul cum a ființat sau luat ființă biserica din Filadelfia. Filadelfia a fost și există și este un oraș nu prea mare, nu prea numeros, dar important. A fost fondat de Atolus Filadelfus în 160, în anul 160 înainte de Hristos. Și ce vreau să băgați de seamă, un lucru foarte important, că cetatea aceasta a fost înființată, așezată de acest împărat în cinstea fratelui său, în cinstea lui Eumene. Pentru că Filadelfia sau Filadelfus înseamnă dragoste de frați. Atolus Filadelfus. Și de aici el dă numele cetății Filadelfia și Filadelfia e format dintr-un cuvânt compus. Filia, care înseamnă dragoste, dar o dragoste din asta prietenească, o dragoste nu agape despre care să vorbeam dimineața aceasta, și Adelfos înseamnă frate, dragoste de frate. Biserica există și astăzi, sau în Filadelfia există și astăzi biserici. Este un oraș cu 25.000 de locuitori, are un episcop, 5 biserici evanghelice și 1.000 de credincioși evanghelici, sau 1.000 de creștini. 1.000 de creștini în mijlocul celor 25.000 de musulmani.
Am vrut să vă spun lucrurile acestea pentru că, dragii mei, ni se pare că așa e ușor să fii creștin. Și de multe ori când ne uităm în vechiul legământ, spunem, Doamne, greu a fost pentru israeliți să împlinească legea. E adevărat. Dar vreau să vă întreb, credeți că legea Harului e mai ușoară de împlinit? Nici pe departe. Și uitați-vă că Dumnezeu în contextul acesta își așează biserica într-o proporție foarte mică, 1000 de oameni la 25.000. Acum să ne uităm la oraș. Orașul acesta, dragii mei, a fost un centru bancar renumit. Multe bănci. Și o să vedeți că ne vom referi la lucrul acesta puțin mai târziu. O mare zonă viticolă. Zona aceasta a Filadelfiei, în prejurul ei se cultiva vița de vie. Și spun istoricii că la fiecare casă era un magazin care desfăcea, vindea ce? Vin. Toată economia lor, dragii mei, era axată pe vița de vie și pe vânzare de vin. Și uitați-vă, în contextul acesta, Dumnezeu își așează biserica ca și mărturie. Religia de acolo era o religie păgână și ca și celelalte cetăți aveau și ei un zeu, Dionisos, zeul vinului și zeul petrecerilor. Unde era petrecere, dragii mei, era vin, unde era vin era și închinare la Dionisos. Și imaginați-vă că în contextul acesta, în împrejurările acestea, biserica lui Dumnezeu rămâne fidelă. Rămâne fidel. A fost distrusă de mai multe ori de cutremure, dar datorită bogăției care a avut orașul acesta s-a refăcut foarte rapid. Și acum câteva lucruri despre biserică în această dimineață. De obicei, cultura sau ce se întâmplă în oraș se răsfrânge și asupra bisericii. Cultura orașului sau cetății respective are impact de multe ori și nu benefic asupra bisericii. O biserică mică, dar o biserică, dragii mei, care a rămas fidelă Domnului Iisus Hristos. Vă dau un exemplu în dimineața aceasta ca să înțelegem mai bine cum ne cheamă Domnul să fim și cum era biserica din Filadelfia. Ce înseamnă cuvântul acesta fidel? Se spune că un bucătar care lucra la un restaurant, într-o zi, l-a vizitat fata lui. Și fată credincioasă, creștină, i-a spus tatălui, tată, sunt așa de frământată, toată lumea mă batjocorește. Toată lumea nu vorbește de mine de bine, toată lumea are cuvinte așa care nu mă zidez, nu-mi fac plăcere să le ascult. Și tata ia trei vase, trei cratițe. Și pune într-o cratiță niște cartofi și îi pune la foc, de-a să fiarbă. În cealaltă cratiță, omul acesta, bucătarul acesta, pune niște ouă. Și în cealaltă cratiță pune niște cafea măcinată. Lasă procesul acesta de fierbere. După ce trece câteva minute, îl întreabă pe fată, ce s-a întâmplat cu cartofii? Și fata spune, s-a muiat. Dar ce s-a întâmplat cu ouăle? Ouăle s-au întărit. Dar spune, ce s-a întâmplat cu cafeaua, cu amestecul cu acesta? E așa de aromată și bună. Dragii mei, biserica din Filadelfia, în tumultul acesta, a fost biserica care a dat aromă. Care a dat aromă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu prin gura apostolului Pavel, cuvintele acestea, voi sunteți chemați să duceți o mireasmă de la moarte spre viață. Biserica fidelă lui Hristos este biserica care aduce aroma aceasta,
o mireasmă nouă de la moarte spre viață. Cum se prezintă Domnul Iisus Hristos bisericii acesteia? Uitați ce spune cuvântul în versetul 7. Iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide. Cel ce închide și nimeni nu va deschide. Am spus de fiecare dată că Domnul se prezintă bisericilor după nevoia lor. Domnul se prezintă bisericii după nevoia ei. Nu veți găsi în cartea Apocalipsa că se prezintă altfel Domnul, ci după nevoia bisericii respective. Biserica trebuia să știe următorul lucru, că absolut nimeni nu-i sfânt decât Dumnezeu. Minoritatea aceasta de oameni, dragii mei, trebuia să știe aspectul acesta, că Dumnezeu este cel sfânt. Apoi, cel ce ține cheia lui David în mână. Și aici vreau să fac un popas. Întotdeauna când Domnul vrea să lămurească evenimente majore sau lucruri majore din Scriptură, nu se folosește de lucruri fantastice, care noi nu le înțelegem, ci întotdeauna Dumnezeu, prin gura apostolilor sau prin Duhul lui Dumnezeu, de data aceasta prin gura lui Ioan, ia lucrurile din context, din lumea cotidiană, ca să ne vorbească nouă lămurit. Ce ne vorbește aici despre cheia lui David? El deschide și el închide. Spuneam mai înainte și am spus, fiți atenți când spun despre centru bancar, în centru bancar există o trezorerie. Și trezoreria aceasta, dragii mei, e dată pe mâna unui guvernator. Era un guvernator acolo, în Filadelfia, el și împăratul, dragii mei, singurii care puteau să deschidă și să închidă trezoreria care? A orașului respectiv. Și cu alte cuvinte, dragii mei, cuvântul ne spune în dimineața aceasta aici, că dacă ăștia au putere să închidă și să deschidă trezoreria, cine deschide și închide este Dumnezeu și dacă El deschide, rămâne deschis. Și dacă El închide, va rămâne închis. Oportunitățile pentru biserică. Câteva oportunități în această dimineață. Cuvântul lui Dumnezeu în versetul 8 spune așa, știu faptele tale, iată ți-am pus înainte o ușă, ce? O ușă deschisă. Și aici vom sta în dimineața aceasta mai mult. Dumnezeu, dragii mei, bisericii din Filadelfia îi pune o ușă deschisă. Și sunt câteva uși deschise pentru biserica din Filadelfia. Și sunt câteva uși deschise pentru biserica din mileniul 3. Prima ușă care deschide Domnul pentru biserica de atunci și de acum este scrisă în versetul 1 din capitolul 4. După aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă unde? În cer. Prima ușă pentru biserică, dragii mei, Dumnezeu ne-o deschide în cer. Știți că se face declarația aceasta? Când Domnul Iisus Hristos se înalță la cer, zice cuvintele acestea, mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Dumnezeu, dragii mei, ne-a deschis oportunitatea aceasta, o ușă a cerului pentru biserica Lui. Și au încercat, dragii mei, și încearcă oamenii să închidă ușile. Și nu le pot să le închidă. Pentru că Dumnezeu a deschis-o și Dumnezeu o va închide. Suntem în perioada Harului pentru neamuri. E ușa deschisă pentru neamuri, dragii mei. Și când se va împlini numărul de plin a neamului, cuvântul lui Dumnezeu spune că ușa Harului ce se va face? Se va închide și nu închide Papa de la Roma, dragii mei. Nu închide lumea de la Vatican. Nu închide nici politicienii, ci închide Dumnezeu. Și când închide Dumnezeu ușa aceasta, nici unul dintre neamuri
nu se va mai putea întoarce la Domnul, că e deschisă pentru cine? Pentru Israel. Îți deschid o ușă, o ușă a cerului. Apoi, deschide ușa mărturiei Evangheliei. Trăim o vreme în care Evanghelia se predică foarte mult, în diferite feluri și moduri. Acum aici în America a fost mai multă libertate din totdeauna. Dar cei care venim din România, eram așa copil mai mic și am crescut în biserică și auzeam pe frați: Doamne, adu vremuri în care Evanghelia să fie predicată pe stadion, să fie predicată în școli, să fie predicată în universități. Și când noi învățam la școală că nu-i Dumnezeu, ce poți să crezi lucrul ăsta? Ați crezut careva? Așa la mintea noastră, dragii mei, n-am crezut niciodată. Și Dumnezeu a îngăduit să se deschidă ușa aceasta după 89 în România. Când evangelizări se țin pe stadioane, când ușa universităților este deschisă, când în școli se predă religia, dragii mei, când te poți duce în penitenciar să poți vorbi cu deținuții, când poți să-ți faci o casă de copii, copii părăsiți, să-i duci să-i înveți, am văzut aici, cei de la orfelinatul Oradea, pentru că Dumnezeu, dragii mei, a deschis ușa mărturiei Evangheliei și Dumnezeu a deschis-o și o ține cât vrea să o țină. Însă Dumnezeu, numai El, dragii mei, o va închide. I-a spus bisericii de atunci și spune bisericii mileniului 3. O minoritate în România care nu e băgată în seamă de nimeni este a celor care le spunem noi țigani. Acum e termenul rom, dar dezbaterea a fost la televiziune și în Parlament ca să se ajungă din nou la cuvântul acesta de țigan. Gypsy aici în America. Cea mai defavorizată, dragii mei, etnie din România. Cuvântul mărturiei Evangheliei a ajuns la ei și Dumnezeu face minuni între ei. Cei care vă uitați pe YouTube și sunteți interesați de lucrul acesta, uitați-vă. În localitatea Toflea din România, Dumnezeu a lucrat în așa manieră între etnia aceasta de romi, de țigani, încât Dumnezeu a dus sute de oameni, sute de țigani, la El. Mărturia acestor oameni a ajuns să fie cunoscută în orașul, în comuna respectivă. Televiziunea a întrebat pe cei care conduc destinele orașului respectiv: ce se întâmplă cu etnia aceasta, mai aveți probleme cu ei? Și oamenii trebuie să-i recunoască, de când s-au pocăit, nu mai sunt furturi, nu mai sunt violuri, nu mai sunt spargeri. De când s-au pocăit oamenii aceștia? Pentru că Dumnezeu, dragii mei, a deschis o ușă pentru oamenii aceștia, pentru etnia aceasta. Și nimeni, absolut nimeni, nu va închide. Eu m-aș bucura ca toate bisericile noastre să cânte cu așa o râvnă. Să-i vezi 700, 800, 1000 în sanctuarul ăsta, nu știu cât sunt, mulți. Există o cântare care spune despre Evanghelia. Evanghelia e puterea lui Dumnezeu. Să vezi că Evanghelia, că spun, e puterea lui Dumnezeu. Mărturia, dragii mei, a ajuns la ei. Pentru că Dumnezeu a deschis ușile. Pentru mulți dintre noi, sau mulți dintre noi am ignorat etnia aceasta. Da, au fost oameni dificili, adevărat. Dar vreau să vă spun frumusețea că din oameni dificili Dumnezeu face sfinți. Din oameni dificili Dumnezeu face sfinți. Asta e măestria lui Dumnezeu, dragii mei. El deschide ușa pentru asta, să facă oameni sfinți. Mărturia în școli, mărturia Evangheliei în școli. În școală se vorbește în România despre Hristos? Vai, despre Dumnezeu? Nu se poate. Și se poate acum. Sunt școli creștine. Fratele vine
de la o școală care s-a înființat după Revoluție, da? Școală creștină, universitate creștină, liceu creștin în Arad, liceu creștin și așa mai departe. Dar ce am fost șocat, dragii mei? Când Dumnezeu deschide mărturia aceasta, ușa mărturiei Evangheliei, nimeni nu o poate închide. Și anume, într-o școală, într-un liceu, un băiat a fost tare prigonit de profesoara lui de română, de limba română. Era un băiat foarte bun, iscusit la limba română și întotdeauna îi găsea profesoara bube la extemporale, lucruri nepotrivite la extemporale sau la lucrări și îl defavoriza, întotdeauna îl declasa pentru că era pocăit. În fiecare oră îl asculta și când îl găseam nepregătit, nota 3. Și acum, un copil ca și copiii noștri, te duci în fiecare zi la școală când ai limba română și când ai ajuns la școală îți spune numele, ridică-te. Și nota 3 astăzi, și nota 3 mâine. Și eu cred că în fiecare dintre noi s-ar instala descurajarea și am zice, ce are profesoara cu mine? Însă tânărul acesta a fost un tânăr în care Dumnezeu și prin care Dumnezeu a lucrat în mod extraordinar. A fost ales să meargă la Olimpiada de Chimie și l-a chemat profesoara de chimie la ea în cancelarie. Uite, tu o să mergi la Olimpiada de Chimie. Pe data de, pregătește-te. Și când a ajuns înapoi în clasă, era chiar ora de română. Și întreabă profesoara de română, unde ai fost? M-a chemat doamna profesoară de chimie că merge la Olimpiadă. Vai, tu prăpăditule, tu n-ai să faci nimic la Olimpiadă. N-ai să faci nimic la Olimpiadă. Când Dumnezeu deschide uși, nimeni nu le închide. S-a dus la Olimpiada de Chimie și a dat proba practică de laborator, știți? Eprobete și așa mai departe. Și a luat nota maximă, nota 10. A ieșit afară cu hârtia și a întrebat profesoara, na, ce ai luat? Nota maximă. Și urma după asta proba teoretică. Și a dat proba teoretică și întrebările, nota maximă. S-a dus la școală cu profesoara lui și profesorul a întrebat ce a făcut omul acesta la Olimpiadă, nu e reprezentat ca și școală. A luat nota maximă, la care profesoara de română spunea, nu se poate. Nu se poate, ăsta nu a putut să ia 10. Îl cheamă și profesoara de istorie și merge la aceeași competiție, ia aceleași note maxime. Și a început o frământare în viața profesoarei de limba română. O frământare extraordinară. Într-o zi, după ce s-a terminat cursurile, l-a așteptat pe elevul acesta în curtea școlii și a vrut să discute cu el. Și a discutat, a început să discute. A zis, măi, explică-mi mie, după ce te-am jignit atâta, mă mai poți ierta? Și i-a spus, da, sigur că te pot ierta, eu sunt copilul lui Dumnezeu și te pot ierta, un băiat de 17, 18, 16 ani, nu știu exact cât o fi avută. Dacă mă poți ierta, ce să fac pentru tine? Și tânărul acesta îi spune profesoarei de română, am un singur lucru să faci pentru mine, să iei Scriptura și să o citești. Numai atâta să faci, să iei Scriptura, să o citești. Dumneata ești profesoară de română, citești bine, repede, să iei Scriptura și să o citești. Și a început profesoarea de română să citească Sfânta Scriptură. Vreau să subliniez aici un lucru. Toată credința femeii acesteia, profesoarei de română, a fost în Eminescu. Dumnezeul ei era Dumnezeul Eminescu. În casa ei, pe toți pereții, era tablourile lui Eminescu și Dumnezeul ei era Eminescu. A început să citească Scriptura și Dumnezeu, dragii mei, a început să lucreze în viața ei și prin mărturia tânărului acesta a început să lucreze în viața profesorilor din școala respectivă.
Prima care s-a pocăit a fost cea care a batjocorit cel mai mult. A fost chiar profesoara de limbă română. A doua care s-a pocăit a fost profesoara de chimie. Și a treia și a patra care s-a pocăit a fost profesoara de istorie cu soțul ei. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu a deschis ușa mărturiei Evangheliei, unde terenul era așa de sec. Evanghelia lui Dumnezeu se propovăduiește astăzi. O altă ușă deschisă, dragii mei, pentru biserica din Filadelfia a fost mărturia externă sau misiunea externă. William Carey, unul dintre cei mai mari misionari din vremea de demult, a misionat în India și în India, dragii mei, un teren foarte greu. S-a dus în India, nu biserică, nu lume de contact, nu Biblii. Și a început prima dată să facă un loc, o fabrică în care să lucreze, să poată câștiga ceva. Și mai apoi a tradus Biblia în bengaleză și sanscrită, ca să se poată citi Evanghelia. Și Dumnezeu a lucrat prin viața omului acestuia, în viața miilor de oameni din India. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, a deschis o ușă pentru biserica din Filadelfia și a deschis o ușă pentru biserica mileniului 3. O ușă a mărturiei externe. Poate că tinerii de aici o să audă și o să vrea să facă misiune externă. Mă bucur așa de mult când citesc despre tineri care se înrolează pentru mărturia externă. Câteva calități a bisericii din Filadelfia, doar să le parcurgem puțin și să ne uităm la ele. Versetul 8, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: ai puțină putere, ai păzit cuvântul și ai fost fidelă față de mine. Ai puțină putere. Dragii mei, de multe ori ni se pare că suntem așa de slabi și așa de neputincioși. Dumnezeu este gata să ne dea în puțin acea putere, putere din puterea Lui să mergem înainte. Vă amintiți de un împărat care Domnul îl cheamă la luptă și spune cuvintele de genul acesta: cu puterea aceasta puțină ce să faci? Du-te! Du-te la luptă! Tu ești dintr-o familie mică, da, dar du-te la luptă! Domnul te cheamă cu puțin această putere și Domnul ne cheamă și pe noi, dragii mei, cu puțin această putere la luptă. Ai păzit cuvântul lui Dumnezeu. Frații mei, se poate spune despre bisericile din mileniul 3 că păzesc cuvântul Domnului? Se poate spune despre biserica noastră că păzim cuvântul lui Dumnezeu și mă rog în această dimineață ca Domnul să ne ajute să împlinim cuvântul lui. Amin. Și încă două lucruri care vreau să le amintesc pe scurt. Câteva promisiuni pentru biserica din Filadelfia. Zice cuvântul în versetul 9 că dacă rămânem fideli Domnului Iisus Hristos până când și dușmanii noștri ni se vor închina. Versetul 9, partea a doua. Voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Să știe că te-am iubit. Acum, nu vreau să supăr din nou pe nimeni, dar unii dintre cei mai înverșunați prigonitori ai creștinismului au fost iudeii, dragii mei. Unii care s-au sculat împotriva mișcării creștine au fost iudeii. Și cuvântul nenumărate ori, mai ales în Apocalipsa, vorbește despre ei, spun că sunt iudei, dar nu sunt și sunt o sinagogă cu a satanei. Dușmani ai cuvântului lui Dumnezeu. Acum binecuvântăm pe Domnul că sunt oameni din poporul acesta care se uită la Domnul Hristos și îl primesc pe Domnul Hristos în inima lor ca Mesia. Și sunt mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Oamenii aceștia
îi voi face să se închine la picioarele tale, te voi face un stâlp în casa Dumnezeului meu. Ne va face Dumnezeu, dragii mei, pe cei fideli un stâlp în casa Dumnezeului nostru. Și cuvântul spune aici, vom avea pe frunțile noastre trei nume. Numele Dumnezeului meu, numele Ierusalimului sau noului Ierusalim și numele meu, spune cuvântul lui Dumnezeu. Sunt promisiuni care Domnul le-a făcut bisericii din Filadelfia. Sunt promisiuni care Domnul le face bisericii din mileniu 3. Și câteva recomandări, și cu asta vreau să închei în această dimineață. Versetul 11 spune așa, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Păstrează ce ai. Ce avem noi, dragii mei, ca să păstrăm? Spune cuvântul lui Dumnezeu în Corinteni așa, capitolul 13. Acum rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre toate, n-o spun eu, este dragostea. Frații mei, n-aș vrea să mă înțelegeți greșit în această dimineață. Dar mai mare fidelitate sunt între beții, între bețivi, de multe ori decât între copiii lui Dumnezeu. O mai mare loialitate sunt între oamenii aceștia care toată ziua ascu paharul, decât între noi. Și Domnul ne cheamă în dimineața aceasta, pe mine și pe dumneavoastră, să păstrăm dragostea aceasta nealterată față de Dumnezeu și mai apoi unii față de ceilalți. Mă rog ca Domnul să ne învrednicească, dragii mei, pe fiecare dintre noi, să păstrăm ce avem, ca nimeni, dar absolut nimeni, să nu ne fure cununa. Preocuparea Apostolului Pavel a fost aceasta. Vreau doar atât, ca după capătul alergării mele să vină vremea încoronării, să fiu încoronat, să primesc cununa. Și Apostolul Pavel spune acolo cuvintele acestea, și nu numai mie, ci tuturor celor ce iubesc venirea mea. Doamne, ajută-ne să fim fideli, să demonstrăm că avem dragoste frățească, așa cum e Filadelfia, și mai mult ca atât. Dacă Dumnezeu a deschis ușile acestea, oportunitățile acestea, să le folosim pentru gloria și împărăția lui Dumnezeu. Amin. Haideți să cântăm și mai apoi încheiem serviciul și vom avea câteva anunțe. Sfârșitul veacului 3.